Schimbări semnificative s-au înregistrat în aceste zile la nivelul de conducere al Partidului Ecologist Român, filiala Maramureș. Mircea Ciocan a renunțat la funcția de președinte interimar a organizației. Am decis să înaintez demisia din această funcție de președinte, dat fiind conflictul de interese între funcția de președinte al partidului și aceea de manager, fie și interimar la un spital. Frâiele organizației județene APER au fost preluate de Cristian Anghel, care va asigura interimatul până la organizarea conferinței județene de alegeri, programată în 22 aprilie. Noul președinte interimar a explicat în cadrul unei conferințe de presă de ce a renunțat la postul de manager al spitalului din Cavnic, dar și pe ce se va concentra activitatea sa la partid în perioada imediat următoare. Principala noastră activitate în perioada imediat următoare o reprezintă participarea la Congresul Partidului Ecologist Român, care va avea loc în data de 6 mai la București, Brașov sau altă locație, urmează stabilească data și locația, la care Maramureșul, care reprezintă una din organizațiile bune din țară, trebuie să se prezinte frumos ca și filială, care nu am avut în ultimul an, înainte de congres, alegeri. Trebuie să organizăm o conferință județeană. La conferința județeană vor fi desemnați delegații pentru congres. În urmă cu o lună, Mircea Ciocan și-a dat demisia și din funcția de consilier județean. Locul acestuia în forul administrativ județean va fi ocupat de Ioan Buda. La nivel de partid am o sarcină destul de grea, dar sper să o duc cu succes, să realizez organizații, chiar în localități unde n-am avut. Ioan Buda a coordonat anul trecut alegerile locale din județul Satu Mare.